fiecare an, la sfârșitul weekendului din august, localitatea Dumbrăvița sărbătorește zilele Dumbrăviței. Anul acesta sărbătorim 127 de ani de când a luat înființare comuna noastră. Se știe că acum 127 de ani, 133 de familii din localitatea Senteș, ajutat de statul român, de statul maghiar, au cumpărat teren în Dumbrăvița și așa au luat ființă satul nostru. Noi asta sărbătorim acum, pe parcursul a 3 zile. Vineri seară am avut un spectacol pentru tineret cu muzică rock și o formație maghiară care a venit de la Budapesta. Astăzi, la orele 16:30, am avut un concert de orgă la Biserica Reformată. Trebuie să vă spun că am văzut câțiva tineri foarte, foarte talentați de la Facultatea de Muzică și respectiv de la Liceul de Muzică. După masă, de la ora 18, este spectacol de muzică populară, care va ține până la ora 24, cu foarte mulți soliști vocali de renume. Iar mâine, începând cu ora 12:30, vom avea ședința festivă, unde vom avea delegații și din Ungaria și din Serbia, localități înfrățite cu noi, plus că vom avea și reprezentanța ai Consiliului Județean și al Prefecturii. După masă, iară la ora 18 mâine seară, va fi spectacol de dansuri, folclor, muzică maghiară, muzică din țările învecinate, iar la 21:30 vom avea focul tradițional de artificii. Vom încheia la orele 24 cu spectacolul în continuare. Doresc să promovez muzica de orgă și muzica cultă în Dumbrăvița, pentru că am observat că aici nu se susțin astfel de concerte și sper că aceste concerte să devină cu timp o tradiție pentru dumbrăvițeni și ei să vină să viziteze aceste concerte cu mare drag, pentru că întotdeauna caut să aleg muzică cunoscută, pe care oamenii poate le sună familiar la ureche și care o ascultă cu drag. Și concertul de orgă, într-adevăr, nu s-a mai făcut aici în Dumbrăvița, dar doresc ca de acum înainte să devină o tradiție și chiar în scurt timp să facem din ce în ce mai multe concerte, poate unul chiar pe lună. Anul acesta sunt aici și în calitate de gazdă acestui eveniment care, iată, deja a devenit tradiție pentru această comună. Se cuvine încă de la început să aducem mulțumiri finanțatorului nostru, primăria și Consiliul Local Dumbrăvița, bineînțeles, prin aplauzele voastre. Organizatorul nostru, Asociația Prodatina. Vreau să vă spun că noi, cei de la Prodatina, ne străduim tot timpul să realizăm lucrurile cât putem noi de bine.
Iar astăzi l-am adus la dumneavoastră, o să vedeți pe parcursul serii, interpreța ai cântecului popular românesc care cu siguranță o să ajungă la sufletul vostru. Inima cumva ce te prea mult așa. Oricând nu iubă grăcina, lai, 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 l
sau trăvale. Ori când s-ad vin fițărăi, să ne trăiască doamnele care s-au recomandat să joace. Vă rog pentru ascultători. Tot tras mândrile la mine, dai la lai la lai la 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 la. Moșul o fosă sau bine, dai la lai la lai la la la. Tot tras mândrile la mine, dai la lai la lai la la la. Dar pe care le-a pus jos, dai la lai la lai la 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 la. Mule ce-ori zis mulța frumos, hai la 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 la